Judecătorii Curții Constituționale au avut multe de furcă după depunerea dosarelor aspiranților la șefia statului. Ei au avut de judecat numai puțin de 63 de contestații depuse de diverse persoane sau chiar de către competitori. Cei mai contestați candidați au fost Victor Ponta cu 9 contestații, urmat de Kelemen Unor și Călin Popescu-Tăriceanu cu 8, respectiv 7 contestații. Una dintre cele mai inedite reclamații a fost înregistrată în data de 25 septembrie, atunci când un cetățean supărat nevoie mare pe cei care vor să se instaleze în Palatul Cotroceni a contestat candidaturile tuturor. Bineînțeles, Corneliu Vadim Tudor și Gheorghe Funar nu au ratat șansa de a mai juca încă un episod din războiul personal pe care cei doi l-au început în urmă cu câțiva ani. Astfel, Corneliu Vadim Tudor este primul care contestă candidatura lui Gheorghe Funar. Acesta din urmă îl contrează și depune la prima ora dimineții următoare o reclamație cu privire la legalitatea candidaturii președintelui PRM. Romii au avut și ei obiecții referitor la mai multe candidatori. Astfel, Asociația Creștin-Democrată a Romilor depune în data de 26 septembrie numai puțin de 5 contestații împotriva lui Corneliu Vadim Tudor, Teodor Meleșcanu, Constantin Rotaru, Mircea Amariței, William Brânza și Zol Țilaghi. De asemenea, Partidul Ecologist Român a contestat candidaturile lui Mircea Amariței, Constantin Rotaru și Zol Țilaghi. Toate cele 63 de contestații au fost respinse, iar data limită până la care au putut fi depuse reclamații a expirat, astfel încât candidaturile celor 14 aspiranți la șefia statului au rămas definitive.